Deputatul PSD Gabriel Vlase a fost validat pentru funcția de director al Serviciului Român de Informații de către cele două camere reunite ale Parlamentului României cu 340 de voturi pentru și 31 împotrivă. Gabriel Vlase a fost propus pentru această funcție de președintele Claus Iohannis în luna iunie. Vlase este vicepreședinte PSD, deputat de Bacău aflat al patrulea mandat și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Este doctor în științe militare și informații la Academia Națională de Informații. Funcția de director SI a devenit vacantă în urmă cu un an și jumătate când Mihai Răzban Ungureanu a demisionat. Noul director al Serviciului de Informații Externe, Gabriel Blase se va depune mâine jurământul.